Dar pe noi ne sperie vreo națională în momentul ăsta? Nu, de ce să ne sperie? Ne putem bate de la egal la egal? Cu păi, hai să-ți iau aminte de un meci de acum, să luăm o națională mare, care am jucat în ultima perioadă, cu Mirel a fost, cu Rădoi. Germania. Nu Germania. Sau cu cine preferi? Cu Anglia în Anglia, la Middlesbrough. 1-0, cu Chiu, cu Vai, după minutul 70, România jucăm foarte, foarte bine. Mă gândesc că... Da. Bine, dar cu Anglia noi avem... Sorescu a făcut atunci un meci extraordinar, nu știu, mai ținut. A jucat fundaș dreapta, parcă, mijlocaș dreapta. Dar un meci extraordinar cu toate vedetele engleze, știi? Nu trebuie să te sperie nimic în fotbal. De asta și spuneți, nu? Că ne calificăm din grupa asta la Euro. Eu sper să ne calificăm. Asta nu numai acum. Pentru mine nu mai există o mare presiune la ora actuală. Pentru mine ar trebui să luăm presiunea și de pe jucători. Am jucat chinuit în aceste calificări. Tot timpul strânși cu ușa, tot timpul sub presiune și aia, și aia, și aia. E, acum putem să jucăm. Nu spun așa demotivația, nu, motivați, dar totuși cu o mare liniște a jocului. Suntem acolo, nu trebuie să ne fie frică de absolut nimic.